Ia uși la asta ce comentează. Sindromul puță mică pe TikTok. Uitați-vă la polițistă cum îl mânghe pe acest infractor. Uitați-vă. A scris și pe imagine. Frații Tate au avut amante polițiste. Blonda din miliție îl încurajează pe unul din frații Tate. Femeie polițist. Poliția română. Pe cine plătim? Cum spuneam, ăsta de comentează, mie milă de nevastă sa, dacă are vreuna. Blondă. Ai puța mică, 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 mică. Vă salut! Eu sunt Vasile Danci. Cred că mă cunoașteți pe Facebook. Vă spun un secret. M-am hotărât să nu mă însor. Pentru că, dacă ești căsătorit, trebuie să mergi la lucru ca să câștigi bani și e greu să mergi la lucru. Trebuie să fuți și e greu să fuți. Ai dreptate. De ce să-ți asumi responsabilități ca un bărbat adevărat când poți trăi toată viața ca un păduchie inutil? Și îs multe treburi grele. Chiar ai fost violată? Da, am fost violată 3 zile la rând. Iau și la asta. Păi cum 3 zile? Că ai spus că ai fost violată doar ieri. Da, da, mă mai duc și mâine și poi mâine. Vă dați seama cum se simt victimele reale ale unui viol după ce au aud pe țoapa asta? Și de ce râde lumea de hashtag MeToo? Da, da, mă mai duc și mâine și poi mâine. Pizdă de categoria întâia. Pizdă de fată mare, dulce roză ca o floare. Pizdă cu sublimă soartă ce învie cu la moartă. Un bucată drăgălașă ca o rumenă cireașă. Cu rumene buzișoare cum se închis și se desfac. Dă-ți merda al publica. Cum vreți voi să fiți respectate când voi nu vă respectați pe voi înșivă? Vă de categoria a doua. Vere, astea tot au. E o pizdă disperată, chiar la apogeu băgat. Pizdă de damă gătită, pizdă de damă rânjită. Pizdă cu semețe buze care nu admite scuze. Are și contul și prag, așa pizdă pus cu drag. Are tot ce-i trebuiește celui care o buze. E slobos, te pierd din fire și-ai tot fute, bine știi. Pizdă de categoria 3. Petruța, Petruța. Vreți la întâia? Este pizdă de aia bună, adâncă cât o fântână. O, Doamne! Care pătrund, nici de cum nu-i dau de bun. Cică, dacă ești muiare cu coptii, nu se mai uită nici dracu la tine. Ce vrăjală! Sunt alții care te iubesc cu tăcu soț. Numai soțul ăsta ia să nu fii. Bietul om. E pula, de ce curvar? Păi într-o relație, uite, atâta capul. Că dacă nu te schimbi, nu-ți pas. Dacă te schimbi, te-ai schimba numai aici ca la început. Dacă stai numai de curuie, e sufocant. Dacă o lași în avioanele ei, știi, te doare în pulă de ea. Dacă vorbești, de ce o întrerupi? Dacă o lași doar pe ea să vorbească, nu te implici. Dacă răspunzi detaliat, o contrazici. Dacă răspunzi scurt, nu te duce capul. Dacă o întrebi unde pleacă, ești gelos. Dacă nu o întrebi, abia aștept să plece să scad de ea. Dacă are dragi, o întreb care e problema, o umpli și mai tare de spume. Dacă o lași în pace, nu empatizezi, te doare în pulă. Dacă zici că îi stă bine rochia pe ea, o minți doar ca să se simtă bine. Dacă zici că îi stă ca pe un gard, ești un gunoi insensibil. Dacă vrei și tu o bucă, pe doar asta vrei de la ea. Dacă nu vrei, sigur umpli tu în altă parte. Dacă e car sarsanaua, ești un sclav sub papuc. Dacă nu-i ocari, ești arogant. Dacă oferi și tu soluții, te vezi superior. Dacă nu-i oferi, păi nu ești bun de nimic. Dacă îi zici să nu se macheze, ești frustrat și n-ai încredere în tine. Dacă îi zici să se macheze, ți-e rușine cu ea nemachiată. Și după aia că, domne, bărbații ăștia toți cum de responsabilitate și de relații, pe fă! Tu ai rezistat mai mult de 14 secunde și 3 sutili în compania ta, fără să sun la balamuc? Tu și! Happy, happy, happy! Happy, 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 happy! Tu, cu ea curs premiul Darwin, dă-ne un subscribe, căci avem treabă. Are tot ce-i trebuiește celui care o obține.